Asta este și decizia mea, este și decizia colegilor. Eu nu sunt la primul mandat. Am niște responsabilități în fața alegătorilor care pe moment s-au coagulat în jur. Deci asta a fost decizia. Fracțiunea noastră s-a declarat în opoziție. În primul rând, sunt consolidat fracțiunea ca președinte a fracțiunii. Probabil că din proiectele de legi care ne propunem să le votăm sau să elaborăm proiectele de legi, să le promovăm, sunt acele care sunt cu aspect social, care sunt în interesul cetățenilor. Și sigur că trebuie să apărăm interesul cetățenilor și să nu le permitem la cei de la guvernare să-și facă de cap cum vor ei. Cu toate cu 63 de mandate ei pot să facă ce le trăsnește prin cap și noi vedem, cam așa își fac. Cei care au probleme reale, ei trebuie să răspundă. Cei care le inventează guvernarea, acele nu sunt probleme reale. Cei ce se află în presă, astea sunt niște presupuneri sau invenții a oponenților politici. Asta a fost faza 7 de ani în urmă. Inspector pe administrația publică, în cadrul, așa, cum aș traduce acum, că se numea altfel funcție, în cadrul Direcției Finanțe Briceni. Haideți să facem ordine la noi în țară și pe urmă să avem careva aspirații. Noi trebuie să avem bunile relații și cu unii și cu alții, dar să știm să ne protejăm interesele noastre și a cetățenilor noștri. Nu știu, eu am o carte care îmi place foarte mult, cum să o traduc moldovenește, în limba rusă se numește «Iscustvo upravlenie gospodarstvom», scrisă de Margaret Thatcher. Iaca asta aș recomanda-o pentru toți. Altele două, haideți să nu facem. Mie îmi place foarte mult din istorie și nu o să recomand cuiva Duș de Vânt sau Roxolana sau nu știu ce, asta nu se merită. Estimată valoarea acestui teren este terenul agricol care îl dau în arendă. Și este teren care a venit ca moștenire de la părinții mei.